match, unul zicea și jucătorilor pe care îl puteam face ușor sau greu. Din fericire nu l-am făcut ușor, cu toate că am început ezitant. Era un meci important că și la conferință jucam cu o echipă care este contracandidată, la, cu care ne vom întâlni încă de două ori în play-out și era foarte important tot scorul pe care îl obțineam, pentru că o să vedem când se termină și confruntările directe. Era foarte important să-i păstrăm la o distanță cât mai mare, pentru că așa cum tot repet, probabil să vă împărți. A fost un meci câștigat spre bucuria mea cu ajutorul fazelor fixe din nou și asta înseamnă ceva, pentru că le ziceam jucătorilor și când era mai greu, că se vină vremea când vom câștiga și noi din faze fixe, trebuie să avem încredere. Întâi am pus la punct cele din defensivă, acum am reușit să și înscrie. Întrebări urmă? Ați avut azi două recorduri pentru FC Botoșani, odată cel mai multe goluri marcate în Liga I și a doua oară cea mai categorică victorie. Știați lucrurile astea sau? Nu, dar și au mai fost recorduri și etapă. Nu, în momentul în care ai un parcurs bun, cum a fost în acestea cu ultimele patru meciuri cu victorii consecutive, probabil că apar niște recorduri, pentru că nu a FC Botoșani nu are istorie prea lungă în Liga I și atunci. Normal să apară și cum probabil au apărut și recorduri negative, nu știu. Faceți o solicitare la RPF să jucăm și meciul cu Dinamo? E nevoie de odihnă, e nevoie de a sta și de sărbători, pentru că ne așteaptă încă o perioadă foarte grea, poate cea mai grea perioadă din viața fotbaliștilor, pregătirea de iarnă, pe care o să desfășurăm o parte aici în România, la Gura Humorului, după care o să plecăm pentru un turneu de jocuri în Antalya. O să aducem și 3-4 jucători care vor veni în locul celor care pleacă. Sperăm ca să vină cu plus în colectiv, adică dacă reușim să mai îmbunătățim lotul pe care îl avem, eu cred și suntem serios și muncim, exact cum am făcut-o și până acum, cred că vom avea un cuvânt frumos de spus în play-out. Din păcate, nici matematic nu cred că mai poate vorbi de altceva, dar e momentul să tragem o linie, să facem un bilanț. Când am venit, erau 12 meciuri și o linie de clasament 1-5-6, adică o victorie, 5 rezultate de egalitate, 6 înfrângeri cu golavera 7-14, adică erau undeva dublu golurile marcate, erau cele pe care le-am primit. Astăzi arătăm mult mai bine, avem 6 victorii, avem din păcate 9 înfrângeri, dar deci doar 3 în acest mandat, înfrângeri care, după care sau jocul după care pot să zic că îmi pare rău că la Steaua am revenit de două ori și n-am luat măcar un punct, chiar dacă am înscris 3-1. Singurul meci în care nu am înscris niciun gol a fost cel de la Iași și evident nu am luat punct. Și am pierdut la Viitor, o echipă care în acel moment își lua printr-o formă sportivă foarte bună și care chiar și în ziua de astăzi, ați văzut și aseară, ați văzut toate meciurile, își creează situații de gol, ocazii mari. Ei, în meciul cu noi n-au avut ocazii, dar din păcate nu din păcate nu am reușit să scoatem punct, pentru că din cele 3 situații avute au scris 3 goluri. Iar și îmbucurător, cum v-am zis, avem 30 cu 32 goluri în meci. Și 26 de puncte. A fost decisivă revenirea lui Ingadeu pentru jocul echipei? Păi, a fost decisivă. Ați văzut, s-a schimbat, dar am avut o siguranță mai mare în apărare în momentul în care nu mai încep meciul cu handicap. Au fost cele pe care, totuși, dacă îl primim acum în spate, ne bucurăm că le-am terminat la egalitate. Adică au contat și acele puncte luate în meciurile directe cu voluntari, cu
cu Timișoara, pentru că, uitați, acele echipe sunt în clasament sub noi, pentru că nu au obținut cele 3 puncte, pentru că noi am revenit. Faptul că am tot revenit însemna că există forță interioară la această echipă. Iar în momentul în care chiar ne-am descătușat, am arătat foarte, foarte bine. Vedeți ce importante sunt și acele două egaluri, care am ieșit noi cu fruntea plecată, dar la sfârșit se adună și e bine. Vă aveți și calculele care... Nu le-am depășit. V-ați făcut și alte calcule pentru play-out? Nu, deocamdată nu. E o iarnă, să vedem cum vor sta după perioada de pregătire. Mai sunt încă 3 jocuri din sezonul acesta. E important să rămânem acea echipă muncitoare și cred că nu se va schimba nimic, pentru că noi suntem o echipă care am arătat că dacă muncim, avem o coeziune bună, suntem agresivi, în sensul bun al cuvântului, suntem reactivi în momentul când câștigăm mingea, imediat plecăm pe contraatac, dezvoltăm, am început să avem și viteză și într-o bandă și în cealaltă și să finalizăm. Spunează 3-4 jucători care vor veni, jucători români, jucători străini. De vreme. O să mai stăm lista mâine. Avem, dar vă dați seama când o să se fie tratativele mai avansate, probabil că o să se dea și presă sau... Deocamdată avem 2 zile în care trebuie să tragem o linie, să facem o analiză pertinentă, să vedem unde am greșit, pentru că au fost și greșeli, și să încercăm.